Laurențiu Achimescu, directorul executiv al DJCT Argeș, a declarat uimit că județul nostru va avea un sportiv la Jocurile Olimpice de la Londra. Acesta a fost luat prin surprindere la auzul veștii că tenismenul Adrian Ungur face parte din lotul României pentru întrecerea supremă a sportivilor din întreaga lume. Argeșul nu are decât un singur sportiv la Jocurile Olimpice. Cum comentați dumneavoastră această situație? Îmi dați o veste foarte bună, eu știam că nu are niciunul, din păcate. Ne, acum s-a calificat, înseamnă. Ei, tot e ceva, ne-a salvat onoarea județului. Noi întotdeauna eram obișnuiți să avem unul, doi oameni. Acum, pe ultima sută de metri, bine și așa, ferească de mai rău. Acum, sportul românesc și implicit și cel argeșan trece printr-o perioadă mai puțin fastă, din păcate. Mai sunt și asemenea perioade. Eu cred că ar trebui, nu ca să mă disculp, dar o strategie la nivel național. Adrian Ungur va lupta pentru un loc în fazele finale atât la simplu cât și la dublu. El va face pereche cu Horia Tecău. Participarea lui a fost confirmată de Federația Română de Tenis în urmă cu două săptămâni.